cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, astăzi 3 martie, între 1 și 8 martie, ne pregătim, ca să spunem așa, să intrăm în weekendul dintre cele două sărbători. Weekendul e ca orice weekend, cu deplasări, cu petreceri, cu bucurii, mai ales că sunt și babele acum, știți, fiecare își alege baba lui. Babele pot fi bune, pot fi rele și m-am gândit eu așa că n-ar fi rău, după ce am început săptămâna discutând despre jandarmi, am continuat pe la mijlocul săptămânii cu pompierii, să discutăm astăzi și cu polițiștii. Și nu cu orice fel de polițiști. Cineva mi-a spus, ți s-a pus pata. Ți s-a pus pata pe poliția rutieră. Nu, poliția rutieră de obicei este cu pata pe mine, dar astăzi ne-am gândit să discutăm despre poliția rutieră. Eu am pus și un fel de titlu, provocări și probleme la nivelul poliției rutiere. În emisiune îl avem chiar pe șeful serviciului, domnul Bogdan Paleu. Bună dimineața, domnul comisar șef. Bună dimineața. Și alături de domnia sa, ca suport moral și informațional, purtătoarea de cuvânt a poliției județului Neamț, sub comisar Ramona Cio. Bună dimineața, sunt subinspector. Bine v-am găsit acum după ce ați vorbit de babe și m-ați prezentat și pe mine, mă simt așa un pic... Subinspector, nu subcomisar. Eu nu mă pricep la grade. Bună dimineața și bine v-am găsit. Nu contează gradele, important este omul din spatele uniformei, pentru că noi doar purtăm gradele. Acum, grade... știți cum e? Eu aș vrea să fac o emisiune despre oamenii din spatele uniformei, dar atunci trebuie să-l punem pe domnul Paleu să facă alte lucruri pe care le făcea când era în Academie. Și nu-i cazul acum. O să discutăm altă dată despre lucrurile astea. Dar în calitate de proaspăt șef la serviciul rutier, n-aș vrea să spun că sunteți o soluție venită așa rapid, dar calitate de proaspăt șef al serviciul rutier, având în vedere problemele care există la nivelul județului Neamț în zona aceasta, am zis că ar fi bună o discuție, mai ales înainte de weekend. Apropo, faceți ceva acțiuni în weekendul ăsta? Ca fiecare să weekend. Dar nu puteți să ne spuneți pe unde, așa? Ca să... Vă spunem la momentul potrivit. Încă n-am intrat în weekend. Când vă întâlnim în trafic, nu? Am înțeles. Exact. Am înțeles. Bine, atunci ne-am înțeles după emisiune. Și în timpul emisiunii, deci, și după. Este clar că la nivelul serviciului rutier există probleme. Și în primul rând, am mai discutat asta de multe ori, la nivelul de acoperire cu personal. Nu vorbesc de tehnică, că nu știu care e situația. Și aș vrea să pornim discuția de aici, de la personalul pe care îl aveți în serviciul dumneavoastră, pentru că discutam acum vreo 2-3 luni și la Piatra Neamț cam aceeași problemă, mi s-a zis, suntem puțini. Nu acoperim totul. Care e situația în momentul ăsta? Aș spune că este bună în comparație cu alte structuri ale Poliției Române, ale Inspectoratului, care suferă mai mult decât noi. Chiar dacă în ultima vreme Poliția Rutieră nu este foarte atractivă, datorită frăției de arme nedorite cu DGAU. Nu neapărat. Vedeți dumneavoastră, noi trebuie să fim prezenți în trafic și în prima zi de Paști și în a doua zi de Crăciun. A, din sensul ăsta. Și că ninge și când este soare. În sensul ăsta, puțin, da. Dintre, la evenimente. La... Puțin sau foarte puțin dintre colegii mei care lucrează în această structură au șansa, pe parcursul carierei, să-și petreacă sărbătorile cu familie. Bineînțeles, ne-am asumat-o toți. Dar la momentul actual cu problema cu efectivele nu este gravă la Poliția Rutieră. Avem colegi tineri care vin din structuri de ordine publică, care au luat contact cu ceea ce înseamnă Poliția Rutieră, știu să facă față. Încă nu avem valul de plecări din sistem, valul masiv de plecări din sistem cu care se confruntă alte structuri și facem față.
din punct de vedere al personalului. Problema noastră o reprezintă accidentele. Vedeți dumneavoastră, dacă deci, nu avem evenimente... Cheamă un polițist de la poliția rutieră și primul rugă, noi problema noastră este... Corect, așa este. Problema o reprezintă accidentele. Din punctul nostru de vedere, problema asta a accidentelor cred că ar trebui discutată, dar după ce terminăm, și din alt punct de vedere, al infrastructurii pe care se produce accidentul și al cauzelor care duc la accident. Cred că ar trebui discutat și asta, nu știu neapărat dacă cu cel care trebuie să constate ce s-a întâmplat acolo. Acum, să ne aducem aminte că anul trecut, la un moment dat, era județul plin de polițiști, am și dat știri noi la vremea aceea, că au venit și din alte județe, inclusiv din București. Cred că de aici ar trebui să pornim. S-a întâmplat ceva atunci, care a fost în afara graficelor care există până acum. Ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat după și în ce măsură ce s-a întâmplat atunci vă ajută? Păi revenim la accidente. S-au întâmplat accidente. Vă rog. Din păcate, anul trecut, în 1 octombrie, cred că de pe 9 octombrie mai exact, am început să înregistrăm tot mai multe accidente mortale, soldate cu decesul unea, mai multor persoane, astfel încât în ultima parte a anului am ajuns să dăm statisticile peste cap, dacă pot zic așa, să trecem de la niște indicatori favorabili care evidențiau într-un mod pozitiv munca noastră și efortul noastre, să ajungem pe locul 2 sau 3 la nivel național la creșteri în ceea ce privește persoanele decedate. Și intervin un pic, culmea este că nu numărul accidentelor a crescut, că dacă ne uităm un pic pe exact, dinamica, exact. Pe evoluția accidentelor grave, din 2019 noi tot am scăzut. Dacă în 2019 avem 284, ziceam că nu vorbim de cifre, dar un pic ca reprezentare. Dacă nu, în 2019, ideea este bună pentru că putem face o comandă. Nu numărul de accidente a crescut, exact. A crescut numărul victimelor. Numărul victimelor, numărul persoanelor decedate. Deci dacă în 2019 aveam 284 de accidente grave, în 2022 am înregistrat 124, deci undeva mai jos de jumătate, ca să înțelegem care prezentare, dar în schimb numărul victimelor a tot crescut. Astfel că în anul 2022 am înregistrat, din păcate, din nefericire, 52 de persoane decedate în urma acestor evenimente. Raportat la 124 de evenimente grave, asta înseamnă... Aproape o victimă pe aproape, săptămână, da, nu? La două accidente o victimă. Și asta este foarte grav. Da. Ei, anul trecut, începând de pe 9 octombrie, am avut aproape în fiecare zi accident mortal. Și rolul acesta nefericit al evenimentelor a culminat cu accidentul de la Roma, de pe DN2, soldat cu 4 victime. Dacă ne aducem bine aminte, o familie a dispărut atunci. În urma evenimentelor înregistrate, conducerea direcției rutiere a hotărât să ne sprijine prin această acțiune, prin delegarea timp de 5 zile, am mai multor polițiști din cadrul a 6 inspectorate, din cadrul bricăzii rutiere a municipiului București, din cadrul bricăzii autostrăzi. Și benefic este faptul că pe timpul celor 5 zile în care am lucrat cu acești efective colegi, mărite, cum ar veni. Cu efective mărite, am avut prilejul să facem și schimb de experiență, să vedem unde ne putem îmbunătăți activitatea, însă pe parcursul celor 5 zile de acțiune n-am mai înregistrat evenimente negative. N-am mai înregistrat accidente grave. Și mai mult, și pe o perioadă de 2 săptămâni după ce s-a finalizat acțiunea, impactul a fost așa de mare, încât... accidentele care au venit după aia au fost accidente simple. Ușoare, au fost, s-a simțit ajutorul, s-a simțit mai mult decât ne așteptam. Și aici revin la ce ați spus mai devreme, vorbeați de infrastructură. Experimentul ăsta ce s-a întâmplat în Piatra Neamț ne dovedește că omul a fost în spatele accidentului mai mult decât infrastructura, exact. Pentru că drumurile au rămas aceleași și în cele 3 săptămâni, în săptămâna de acțiune și în cele 2 săptămâni de după. Dar, în genere, exact. Omul este cel care conduce un vehicul și cel care poate lua decizia într-o fracțiune de secundă și o clipă de neatenție sau un pic de alcool sau viteză sau alte cauze și o să le discutăm un pic cam ce s-a întâmplat la nivelul județului, generează situații care îi pun în pericol nu doar pe ei, și pe pasageri și pe cei care se află în fața lor într-un alt autovehicul sau care, culmea, trec strada respectând toate regulile, pe trecere de pietoni. Eu
eu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, dar mai există și nuanțe. Știți, apropo de infrastructură, și o să discutăm, că avem timp. Dar pe mine mă interesează ce s-a constatat în alea 5 zile. Pentru că alea 5 zile pot fi un fel de imagine a ce se întâmplă în mod constant, da? Se întâmplă în mod constant într-un județ pe linia aceasta. Circulație. S-au constatat toată gama de abateri la circulația pe drumurile publice, începând de la abaterile săvârșite de pietoni, de bicicliști, de căruțași, de conducători auto, abateri care reprezintă pe parcursul unui an cauzele principale ale accidentelor noastre. La conducători auto avem și viteza, avem și circulație pe contrasens și depășirea, completăm cu celelalte categorii de participanți la trafic cu pietonii, bicicliștii, neacordare de prioritate la pietoni, la vehicule. Ce s-a constatat și s-a evidențiat, pot să spun, au fost abaterile în ceea ce privește consumul de alcool și substanțe psihoactive. Deoarece pe parcursul celor 5 zile am avut posibilitatea, cu tehnica aflată în dotarea colegilor noștri, să suplimentăm numărul filtrelor și a numărilor de testări efectuate. Astfel, în numai 5 zile s-au înregistrat, pot să spun, ca element de noutate, 16 dosare penale privind articolul 336 alineatul 2, consumul de substanțe psihoactive. 16 în 5 zile. 3 și ceva pe zi, cum ar fi. Da, mă rog, am greșit. Da. Din păcate, surprinzător este că această infracțiune detronează pe cea veche a consumului de alcool. Adică să schimbă realitatea, avem mai puțini conducători care conduc sub influența alcoolului, peste pragul prevăzut de lege, astfel încât să devină infracțiune, și din ce în ce mai mulți sub influența substanțelor psihoactive. Cred că aici ar trebui să coroborăm niște date. Nu știu dacă sunteți... Deci să fie ajuns substanțele psihoactive, nu drogurile, astea la fel de accesibile precum alcoolul? Că dacă ele au devenit, cum să spun, aproape uzuale, mă rog, într-o anumită marjă, să fie ele mai accesibile, la fel de accesibile ca alcoolul? Dacă sunt sau nu accesibile, lăsăm pe alți colegi să vă răspundă la întrebarea asta. Noi putem să vă spunem datele cu care ne confruntăm și așa cum am început să discutăm înainte de emisiune, înainte de... Noi am purtat o emisiune înainte de emisiune. Da, o emisiune înainte de emisiune. Noi nu putem să spunem câți conducători auto conduc sub influența alcoolului. Noi putem să spunem doar pe câți îi depistăm noi. Din păcate, aceste 5 zile de acțiune ne-au arătat că sunt mulți mai mulți decât cei care sunt depistați în mod normal de colegii noștri care se află în stradă. Și acum știu că nu sunt cei mai iubiți polițiști, pentru că cred că sunt cei mai vizibili. Îi vedem toată ziua, ne confruntăm cu colegii noștri de la rutieră, probabil că un pic mai mult decât cu cei de la ordine publică. Vedem un polițist rutier, cred că nu este zi în care să nu vedem un polițist rutier, și simpla lor prezență în stradă este un mijloc de prevenție, pentru că se pare că de multe ori nu doar vorba bună ne ajută să prevenim un accident rutier. Vreau să înțelegeți că targetul nostru nu e a amenda, a sancționa obligatoriu. Noi ne-am dorit ca lumea să înțeleagă și de vorbă bună și să nu se mai întâmple așa ceva. Dar cele 5 zile de experiment din Piatra Neamț ne-au dovedit că lumea înțelege, din păcate, în aceste condiții mai mult așa, mai mult de, nu aș vrea să zic de frică, dar așa, de teama că, uite, pot fi sancționat sau pot rămâne fără permis. Toți ne-am dorit o lume ideală, nu? În care polițistul rutier să zâmbească și să zică: știți, ați greșit, vă rog frumos, data viitoare să nu mai comiteți o astfel de infracțiune. Și noi ne-am dorit să fim așa. Bun, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar ca unul care, să zic, circul destul de mult, eu mi-aș dori ca în anumite momente, mai ales într-un oraș, acum e Piatra Neamț, să fie poliția în stradă, dar să nu stea ascunsă. Că mai se întâmplă și cazuri de genul ăsta, să stea ascunsă și... Adică eu înțeleg prevenția, să fie o prevenție activă. Într-adevăr, este un alt aspect. Înțelegeți ce spun? Aș reveni puțin la discuția anterioară și aș vrea să subliniez că, da, într-adevăr, am depistat multe cazuri cu substanțe psihoactive.
Însă nu avem înregistrat niciun accident având drept această cauză. Asta iarăși e interesant. Da, da. Adică, da, este să înțelegem este că o noutate care acutizează, da, simțurile de vină. Vedeți dumneavoastră, noi, Poliția Rutieră, gestionăm observație. O bază de date. Ea ce se cheamă? Evidența accidentelor de circulație. Colectăm datele în urma accidentelor înregistrate, accidente cu victime, ușoare sau grave, grave care soldează cu persoane decedate sau răniți grav, și în funcție de aceste date, în funcție de analizele și de concluziile pe care le tragem în aceste analize, ne direcționăm activitatea. De asta am zis că problema noastră o reprezintă accidentele. Activitatea noastră a Poliției Rutiere este strâns legată de accidente. Și acum, dacă avem accidente ca urmare a neacordării priorității de trecere pietonilor sau vehiculelor, acționăm în zonele unde înregistrăm accidente, iar poziția autovehiculului nostru, a tehnicii care avem la momentul de față, nu este întotdeauna vizibilă, fiindcă nu ne permite configurația locului. Desigur, acționăm și la vedere, în zilele cu trafic, în momentele zilei cu trafic intens, dimineața, la școli, că nu ne dorim. Însă ca să acționăm doar preventiv, doar la vedere, ar însemna să fim mult mai mulți decât suntem acum, în funcție de punctele, de zonele negre, ceea ce cred că statul nu-și permite sau nu vom ajunge niciodată la idealul acesta. Știți ce am vrut eu să spun și nu mă refer la lucrurile astea. Unde? Într-adevăr, deci intrarea în intersecții, neacordarea de prioritate, nu stai așa. Bineînțeles, însă să știți că și poziția asta care nu este la vedere nu deranjează pe cei care nu încalcă legea. Eu știu asta, dar totuși parcă... Acum v-aș întreba și eu pe dumneavoastră, având în vedere că viteza este o cauză principală și bazându-mă pe experiența mea la munca în teren, cum am putea să depistăm conducătorii auto care încalcă regimul legal de viteză folosind doar auto-inscripționate, doar în poziție statică, în condițiile în care majoritatea conducătorilor auto, din zona noastră cel puțin, folosesc un sistem popular, o stație care avea drept scop inițial să ajute conducătorii auto să colaboreze, semnaleze probleme în trafic, iar ei o folosesc pentru a semnala poziția echipajelor de poliție. Iar după ce, într-adevăr, după ce trec de acea mașină inscripționată, deoarece am folosit auto neinscripționate, una, două sau mai multe, o calcă, cum spuneți dumneavoastră. Păi, noi nu ne atingem scopul preventiv folosind o mașină inscripționată în condițiile actuale. Bineînțeles, în orașe unde am spus, la treceri de pietoni, în zona școlilor, este altă discuție. Însă avem drumuri naționale unde înregistrăm, din păcate, valori de viteză care ne surprind și pe noi. Și pe care nu le putem combate decât folosind aceste auto neinscripționate care patrulează în trafic și opresc doar pe cei care încalcă legea. Deranjează doar pe cei care au probleme cu legea. Pe ceilalți nu-i deranjează. Intervin. Ultima depistare am avut-o, cred că zilele trecute am și mediatizat-o, în interiorul unei localități din Târgu Neamț, 126 de km pe oră. Vă dați seama ce impact ar fi produs un autoturism cu 126 de km pe oră în localitate, la sat, unde în genere lumea traversează strada fără treceri de pietoni, se asigură, trece sau mai merge pe marginea drumului? Eu vă înțeleg că 126 de km în localitate, acum la Târgu Neamț, ca să fac o glumă, se permite, pentru că sunt anumite localități în România în care, de exemplu, eram în Târgu Neamț și eram pe stradă și era un copil. Și îi spunea lui tata, zice, aici cu cât se poate circula? Spunea copilul, păi ce, cum, cu 50 la oră? A, zice, dar noi suntem trei în mașină, putem merge cu 150. Deci, fiecare cu 50 la oră. Să revenim un pic. Deci, atunci ați constatat că se circulă mult de oameni care au consumat substanțe. Ați depistat și oameni care au consumat alcool. Nu au mai fost accidente o perioadă de timp. Ce s-a întâmplat după perioada aia? În momentul ăsta, cum stăm cu accidentele? Alea cu probleme, nu? După perioada aia, lucrurile și-au intrat un pic în normal. Am intrat în ritmul obișnuit.
Acum, la începutul anului 2023, în primele două luni, suntem într-o situație cât de cât bună. Suntem la același nivel cu anul 2022. Avem 6 persoane decedate în urma accidentelor, la fel ca anul trecut. De la începutul anului. De la începutul anului până în prezent. Ce vă pot spune tot din experiență, ne-au ajutat puțin zilele cu zăpadă. Când avem căderi masive, avem alte probleme, dar nu avem accidente grave. Lumea este mai atentă, tamponările, accidente ușoare, avem probleme cu asigurarea fluenței, cu dezăpezirea, cu partenerii noștri, cu administratorul drumului. Toți conducătorii auto ar dori să aibă un carosabil măcar negru, dacă nu uscat, ceea ce este imposibil. Iarna nu e ca vara, dacă aș putea cita un clasic în viață. Da. Au fost eforturi deosebite cu privire la dezăpezire, la resursele implicate. Aș putea să vă zic că am discutat cu șeful secției Drumul Național Piatra Neamț, au avut conducători auto pe autospeciale care nu au dormit peste 28 de ore, au acționat continuu. Am fost printre județele fruntași la nivel de țară în ceea ce privește materialul antiderapant folosit. Și într-adevăr, pe drumul național s-au reușit, sub coduri galbene, să se aducă carosabilul în la negru, de circulație bună. Da, nu am înregistrat evenimente din punctul ăsta de vedere. În schimb, am înregistrat la fel conducători auto îndărădnici care nu înțelegeau că pe timp de iarnă trebuie să folosească anvelope adecvate, conducători de autovehicule destinat transportului de mărfuri care nu foloseau echipamentele, plasele, lanțurile pentru aici lucrurile extrem de clare, adică tu ești șofer profesionist, duci marfă, ai marfa asigurată sau nu? Cum îți dă voie ție șeful, că bănuiesc că ăștia nu sunt cu o mașină care transportă, sunt în firme. Cum îți dă voie șeful să pleci în cursă? Că aici e vorba și de licențe, dacă nu mă înșel, și de alte lucruri. Adică aici deja mă întreb cum au ajuns, dacă au venit, să spunem, din Oradea sau din alt, cum au ajuns până în Neamț. Aveam un conducător auto care a venit din Republica Moldova. Bine, și aici nu mă pun. Ucraina și Republica Moldova. A rămas blocat în zona Dochia, s-a dat jos în șlapi din cabină. Majoritatea au un mod de acțiune obișnuit. Blochează drumul și așteaptă intervenția autorităților când văd că nu mai pot să înainteze. Și intervenția noastră este îngreunată, apelăm la administratorul drumului, în loc să fim, cum spuneți dumneavoastră, vizibili în altă parte, blocăm resurse, blocăm echipaje ca să asigure iarăși circulația pe un sector de drum unde, uitați, din reaua voință unui conducător auto să blochează. Am avut sprijinul tuturor factorilor și le mulțumesc cu această ocazie, ne-au înțeles, au depus eforturi deosebite și sperăm că am trecut de această iarnă. Da, eu mi-a rămas întipărit ce a spus doamna Ramona mai devreme, că omul este la volan și că accidentele se produc în special din cauza omului, nu a infrastructurii. Acum, în timp ce dumneavoastră vorbeați, m-am gândit că citisem zilele trecute un studiu la nivelul Uniunii Europene, în care România este, dacă nu mă înșel, pe primul loc la accidente mortale. Și concluzia celor care au făcut raportul e că acest lucru se întâmplă în România în proporție de undeva la 60% și din cauza infrastructurii pe care se circulă. Și ei le dau și exemple acolo. Adică avem autostrăzi câte avem, nu discutăm, mai avem câteva drumuri de viteză, dar din păcate cu probleme. Dar avem foarte multe drumuri în care nu avem trotuare. Nu avem piste de biciclete, se circulă cu biciclete. Avem căruțe care circulă în zone în care teoretic nu au cum să circule. Chiar și în Piatra Neamț avem căruțe. Stațiune turistică de interes național. Avem căruțe, se circulă cu căruțele. Și atunci toate faptele astea acumulate, toate lucrurile astea acumulate, la un moment dat, duc și la o influență importantă a infrastructurii în ceea ce înseamnă
accidente. Poate nu întotdeauna accidente foarte grave, dar avem probleme. Acum, știți, este tendința asta, hai să mergem cu bicicleta, să fim sănătoși, verde, să fim verzi, sănătoși, să fim... Tare, ok, mergi cu bicicleta de la Piatra Neamț spre Bicaz. Sau mergi cu bicicleta de la Piatra Neamț spre Târgu Neamț. E cam dificil dacă ai un grup de 7 bicicliști, mai ai 2 căruțe, mai ai 2 troșcolete din astea de pe la troleibuzul luate la second hand și aduse să circule în Piatra Neamț și după aceea îți pui problema, bă, dar se enervează șoferul. Păi se mai enervează și șoferul. Da. Și polițistul se enervează. Suntem oameni când... și noi. Da, și nu polițistul se enervează când e în trafic. Aveți dreptate, însă o susțin pe colega mea. Și am eu n-am combătut-o. Eu am spus doar că trebuie să judecăm lucrurile un pic dincolo doar de chestia aia cu omul cu volanul în mână. Și aș vrea să invoc un studiu efectuat în Statele Unite ceva ani în urmă, unde procentul era mult mai mare, spunea că 80% omul este de vină în cazul accidentului în circulație. Însă aici revin la analiza care o facem noi, la IAC. Noi avem datele statistice pe care le putem pune la dispoziție și din care tragem concluzii, să arătăm că într-adevăr omul este. Vă rog. De ce? Noi nu am înregistrat accidente de circulație grave în care să fie de vină factorul drum. Adică groapa din asfalt care determină un accident în circulație sau lipsa parapetului sau semnalizarea rutieră care să influențeze accidentul de circulație. Am pregătit chiar un top 3 al cauzelor care anul trecut au dus la persoane decedate și le putem lua pe fiecare în parte. Avem, spre exemplu, 32 de pe numărul pe primul loc, da? Pe podium. 32 de accidente având ca și cauză abaterea ale pietonilor. Aici putem zice că cumva opinia este împărțită. Poate multe se întâmplă la sat, acolo unde nu avem treceri de pietoni. Și da, acolo unde... dar să privim că pietonii, din punct de vedere al accidentelor, vin cu 3 abateri. Nu este numai traversarea la pietoni, este deplasarea și deplasarea neregulamentară. Nu folosește infrastructura, chiar dacă nu este trotuar, cum spuneți dumneavoastră, în mod corect, și prezența pe partea carosabilă. Să știți că avem evenimente cu pietoni care dorm pe carosabil sub influența alcoolului. Dacă veniți într-o dimineață în zona noastră, vă arătăm și noi. La fel. Pe locul 2 au fost abaterile bicicliștilor. Am avut 14 accidente cu abaterile ale bicicliștilor care au dus la 5 persoane decedate. Bicicliștii. Da. Înregistrăm accident grav, accident mortal cu biciclist care se dezechilibrează, cade. La necropsie vedem valori de alcool peste 1 la 1000. Acesta este un accident grav. Îl înregistrăm ca accident grav. Dar nu șoferul nu este conducă, exact. Și nu șoferul este și biciclistul, și pietonul, și căruțașul sunt participanți la trafic. Asta, deci eu asta spuneam înainte, când poate nu m-am exprimat extrem de clar. Adică toți acești factori influențează rata accidentelor. Statistica, exact. Și influențează statistica. El, biciclistul, chiar dacă era băut sau nu era băut, s-a dezechilibrat, dacă ar fi avut pe unde să circule separat, nu pe șosea, într-o șosea cu 2 benzi, în care, cum să spun, ești biciclist, nu mă duc pe margine, mă duc mai... Că așa îți permite legea. E clar că n-am fi avut poate acest eveniment. De asemenea, dreptate, însă discuția pleacă puțin de pe competența noastră, ceea ce numim, ce ați spus dumneavoastră, noi numim puncte de conflict. Așa. Adică dacă participanții la trafic nu s-ar întâlni în aceste puncte de conflict și ar folosi bicicliști pista pentru bicicliști, pietonii trotuarele, conducătorii autostrăzile, n-ar care fi nicio sunt problemă. Mai puțin intersecții, ar reduce punctele de conflict, într-adevăr, poate nu s-ar întâmpla atâtea evenimente. Nu este în competența poliției rutiere să realizeze toate amenajările. Însă pe aceste puncte de conflict trebuie să intervenim noi, să ne asigurăm că se respectă legea. Pietonul care intră într-o intersecție biciclistul care intră într-o intersecție trebuie să asigure. Regulile. Nu trebuie să fie sub influența alcoolului, trebuie să dea prioritate. Pietonul care traversează strada o poate face în
localități, pe la colțul intersecției, în lipsa trecerii de pietoni, dacă se asigură că se face fără pericol. Știți, dumneavoastră, au apărut în presă imaginele cu bătrânica care traversează DN1 sau DN2 și o evită conducătorul unui auto, unui ansamblu tir. O evită la limită. Da, și bătrânica după aceea zice, dar ce am făcut? Da, vă pot spune că eu, făcând naveta Bacău-Piatra Neamț, în fiecare dimineață tot tranzitez partea asta care e cu puține treceri de pietoni și foarte circulă și cu multe viteză. Localități. Când ajungi la 4 benzi de la Săvinești încolo după Rosnov, deja văd destul de mulți pietoni și mă surprinde, adică nu este zi în care eu să fac naveta pe drumul ăsta și să nu văd pietoni care se aruncă așa pe carosabil, cu dorința de a traversa foarte repede. Bineînțeles că după ce trec de o bandă, două își dau seama că nu mai au același elan să treacă repede și cumva încetignesc, se poticnesc. Ține mult și de educație, ține mult de cum suntem noi ca și oameni, de câtă grijă avem unii de alții, dar asta este o discuție mult mai amplă. Noi, ca și polițiști, ne dorim să prevenim, să venim în fața dumneavoastră cu cifre cât mai mici, chiar dacă atunci lumea o să zică, nu mai are rost poliția rutieră. Doamne ajută să fie cifre cât mai mici și să zicem, uite, în sfârșit, poliția rutieră nu mai are... Hai să-i plătim și mai cu ăștia, numai ca să stea pe stradă. Și iarăși, ca să o completez pe colega mea, chiar dacă pietonul traversează pe loc, ne permit ține mușchi de conducător auto. Corect, să ține dacă mușchi de el se deplasează cu o viteză regulamentară, dacă are timpul de reacție, frânează, evită un accident. Vedeți că pe locul 3 unde... Hai să vedem cine e pe colega... locul 3. Pe locul 3 viteza. Culmea, nu alcoolul, în top 3 nu avem alcool, nu avem consum de substanțe, avem pietoni, bicicliști și viteză. Viteza. Viteza sub cele două forme, viteză neadaptată, neredusă în condițiile legii și viteză excesivă. Viteza excesivă este pe locul 2. Primul loc la viteză este viteza neadaptată. Avem niște obligații. Mai în apropierea trecerii de pietoni, vârf de rampă, trebuie să reducem viteza. Nu se reduce în toate cazurile, este viteză. Viteză este și la 80 la oră în localitate. Sau cum spunea colega mea, cu 120 la oră în localitate. Aduceți-vă aminte ultimele imagini pe care vi le-am pus la dispoziție de la accidentul care a fost la Dragomireș, nu? Cu acel autoturist care era efectiv rupt în două. Nu mai zic că persoana nu avea permis. Adică trebuie... Apropo, chiar câți oameni fără permis găsiți așa de obicei? Într-o zi bună? Nu pe toți, dar... Avem și conducerea fără permis cauză de accidente. Ultimul este, cum spunea colega mea, la Dragomirești, cel care, conducătorul autoturism BMW, care a intrat într-un cap de pod. Nu sunt pe primul loc infracțiunile la conducerea fără permis. Articolul acesta din codul penal este mai mult încălcat în ceea ce privește permisul suspendat. Deci noi intervenim. Ai avut permisul suspendat? Sunt mai conduci. Multe cazuri decât conducerea fără permis. Noi intervenim, aplicăm legislația, aplicăm măsura complementară, suspendând dreptul de a conduce sau reținem permisul pentru cercetări în dosare penale, iar conducătorul auto continuă. Și folosesc diferite motive. Cel mai des invocat este că nu a știut, cu toate că îi se aduce la cunoștință și legea de asta este publicat în Monitor Oficial pentru a fi... Aici sunt lucruri clare, aici eu aici n-aș discuta. Dar, apropo, ce noutăți sunt pe legislație în momentul ăsta? Păi trebuie să mai facem o emisiune. Păi avem timp. Legislația se modifică, Păi nu, că e important să știm ce noutăți din punctul ăsta de vedere al sancțiunilor. Cele mai importante au intervenit anul trecut. Cele mai importante modificări, în sensul că s-au înăsprit puțin sancțiunile. Avem cazurile în care, la neacordare de prioritate, pietoni, vehicule, de la 30 de zile de suspendare, măsura complementară s-a ridicat la 60 de zile, cu 90 de zile în caz de accident, s-au pus 30 de zile. Apare ca noțiune nouă pe viteză depășirea cu peste 70 de km la oră, unde se reține permisul pentru 120 de zile, se eliberează dovadă fără valabilitate, ca la consumul de alcool. Deci conducătorul autonom se mai permite deplasarea. Avem definită conducerea agresivă, ceea ce n-am avut-o până acum. Ei, asta e chiar interesant. Unde la fel se reține permisul de conducere pentru 30 de zile, iar dacă se înregistrează un accident, perioada de suspendare este de 60 de zile. Cum se constată conducerea agresivă? Păi foarte simplu, constatăm toți. Nu știu, vedem, eu întreb. Drifturile din parcări. Aia da, aia e driftul, e drift, aia e altceva. Semnale, vorbesc în trafic. Semnalele excesive, semnale luminoase, claxonul.
claxonul, flash-ul, trecerea de pe o bandă. Dacă ai în față unul care merge cu 20 la oră într-un loc în care îi permite să meargă cu 90 și el merge cu 20 la oră și îți merge așa 30 de kilometri, chiar nu este... Deci e agresiv dacă îi dai odată un semnal luminos? Nu, agresiv înseamnă să... Agresiv înseamnă agresiv. Înseamnă să faci în mod repetat. Să-l faci semnal, să se libereze. În 30 de kilometri, no. Și vă spun că lucrul ăsta, vă spun din experiență, și am crezut că are un transport. Dom'le, are un bolnav, are ceva. De unde? Avea o convorbire utilă cu partenera din dreapta. Nu am la cunoștință de asemenea întâmplări, de asemenea situații în care noi să fi sancționat pentru conducere agresivă conducătorul unui autovehicul care face în acest mod semnale. De asta să puteți vedea pe drumurile, pe ieșirea din oraș, drumurile cu două benzi pe sens, unde se efectuează aceste semnale. Sau se folosesc depășirile succesiv prin schimbarea benzii, unde într-adevăr conducerea conduită în trafic este agresivă. Da. Și să intervin un pic, să lămurim poate un pic cei care ne privesc în momentul acesta, de ce nu putem să sancționăm decât abaterile înregistrate cu mijloace omologate, implicit cele care sunt constatate de polițiști, că toată lumea ne întreabă, ne trimite filmări și spune, dar de ce nu ați luat măsuri, pentru că uite, v-am trimis o filmare de pe camera de pe bord, că uite cum a depășit sau uite ce conduită a avut în trafic. În momentul în care ajungem în instanță, pentru că se ajunge acolo, într-un final. Instanța nu recunoaște nu recunoaște probe. Mijloacele care nu sunt omologate, nu că noi nu ne-am dorit să sancționăm, dar nu suntem în litera legii și atunci nu putem să sancționăm dacă primim o imagine de la cineva. Putem să facem verificări, în schimb, putem să-i punem în atenție să nu mai circule, putem să-l avem noi în atenție, să-i urmărim conduita în trafic, dar nu poți să ajungi să iei o măsură pe baza unor imagini primite de la, poate, telespectatori sau de la dumneavoastră din presă. De asta, nu pentru că noi nu ne-am dorit, ci pentru că, într-un final, când se trage linie, la final, la instanță, nu avem dreptate. Adică e un dosar și pe care se cheltuie niște bani și știi din start că îi pierzi. Adică nu ai șansa de a... Se folosesc resurse, nu neapărat banii. Munca unui polițist să verifice, să chem, să audieze, să... Deocamdată aceasta este legislația pe care o aplicăm. Legislația v-am întrerupt permite. Cu noutățile de la conducerea agresivă și v-am întrerupt că mi-am lăsat aminte de prevederea aceea legală cu vorbitul la telefon în mașină și am făcut atunci o emisiune cu doi domni de la poliție, țin minte, și am întrebat, și cum o să aplicați chestia asta? Că până la urmă... Ai nu, că dacă își pune dispozitiv, așa... Acum, dacă mergi în trafic, putem face și o experiență, dacă doriți, mergem în trafic, 3/4 din șoferii care conduc microbuze în Piatra Neamț, în intersecții vezi cu telefonul. Dar nu e vorba doar de telefon. Orice ține mâna ocupată, poate fi chiar și o țigară. Păi nu, dar eu poate vorbesc de telefon. Pe mine asta m-a distrat atunci, am mijloace de telefonul. Și vezi și zici, băi, se mai aplică? Bineînțeles că aplicăm, însă aici trebuie să facem diferența dovada între utilizarea telefonului sau orice alt mijloc și utilizarea concomitent cu încălcarea unei reguli de circulație. Noi reținem, sunt două sancțiuni diferite. Deci pot vorbi la telefon este dacă nu încarcă... Este o simplă sancțiune contravențională, iar dacă într-adevăr se încalcă în același timp și o regulă de circulație, atunci se reține permisul de conducere. Adică dacă vorbești și nu încalci nicio regulă de circulație, este doar o sancțiune. E o sancțiune din asta, avertisment sau, mă rog, oameni. Exact. Avem acțiuni care au ca obiectiv acest lucru, telefonul mobil sau alte preocupări în timpul conducerii, cum ați dat dumneavoastră exemplu, exact. Cel care merge cu 30 la oră. Însă, tot plecând la același exemplu, în ultima perioadă constatăm că se înregistrează sunt mai multe cazuri în ceea ce privește afecțiunile incompatibile cu calitatea de conducător auto. Legislația, în urmă cu ceva timp, a suferit și aici modificări. Aproape toată competența revine medicului. Orice medic care constată că o persoană care se află în îngrijirea sa, medic de familie, medic de la un spital, care constată că o persoană din îngrijirea sa prezintă afecțiuni incompatibile cu calitatea de conducător auto, stabilite pentru un ordin al Ministrului Sănătății, are obligația să trimită acea persoană, printr-un bilet de trimitere, să o trimită la un consult, nu la specialist, la o unitate medicală autorizată, la o clinică care verifică conducătorii auto pentru obținerea permisului de conducere, unde îi se efectuează un examen de specialitate. Iar în baza concluziilor,
persoana conduce în continuare sau îi se retrage. Concluziile ne sunt comunicate nouă de medicul trimițător sau de unitatea autorizată. Ca element de noutate apare situația în care persoana refuză să se prezinte. Și atunci medicul care o trimite, după 30 de zile, ne primind rezultatul de la clinică, este ne comunică obligat. Nouă că a inițiat acest demers, că a început procedura, însă persoana nu i-a dat curs. Și noi retragem permisul pe motiv medical în baza comunicării medicului. Asta este o știre care se poate face. De ce? Pentru că este un lucru care nu-l cunoaște toată lumea. Acum vă întreb, câte asemenea cazuri aveți înregistrate la nivelul județului? Anul trecut am retras în jur de 50 de permise din aceste motive medicale. Comparat cu anii anteriori, la nivel național ne stăm undeva într-un clasament la mijloc, iar comparativ cu anii precedenți, cu 2020-2021, este o creștere de 300-400%. Și iarăși este un aspect, fiind constatăm că, într-adevăr, tot mai multe persoane de diferite vârste, nu neapărat oameni persoane în vârstă, da, sunt prezintă afecțiuni incompatibile. Și aici este datoria noastră și lista să de cu afecțiune, așa, măcar în mare, cam ce ar fi. Nu vă pot ochii spune, fiindcă clar, sunt multe și sunt de competența medicului. Nu interveni, nu semnalăm. Dar pot fi dificultăți de vedere, dificultăți motrice atunci când nu-ți mai coordonezi foarte bine mișcările, deficit de atenție, lucruri care țin de probabil concentrare. Probabil chestii toate, dar în genere cam tot ceea ce poate afecta simțurile atunci când conduci și poate duce la eventual producerea unor situații de risc. Foarte, foarte interesant, pentru că responsabilitatea medicului de familie crește foarte mult. Crește foarte mult și acum stau și mă întreb dacă, știu eu, el poate să-i se atragă o răspundere în cazul unui accident, dacă nu a trimis omul, dar deși e destul de complicat să spui. Dom'le, n-a venit la consult. Da, exact, dar nu numai medicul de familie, fiindcă legea codul rutier spune orice medic. Orice medic. Deci omul se poate prezenta la spital și exact constată alt medic are probleme. De obicei aceștia evită să-și asume responsabilitatea și pasează, ne informează pe noi că au constatat, dar nu fac verificările conform procedurii. Se emită biletul de trimitere, să ajung la unitate medicală autorizată și lasă ca toată această răspundere să se ducă pe medicul de familie, ceea ce nu este corect. Este răspunderea medicului, fiindcă la fel codul rutier prevede sancțiuni dacă ei nu își îndeplinesc aceste obligații. Noi până acum am găsit înțelegere și nu am aplicat nicio sancțiune. Am făcut niște ședințe, am stabilit cum să colaborăm, au înțeles că trebuie să trimită și bineînțeles, regretabil ar fi să fie atrasă răspunderea în cazul unui accident de circulație, unde se constată că persoana în cauză avea afecțiuni, a fost într-o vizită recentă la un medic și acesta nu și-a îndeplinit atribuțiile legale. În ce măsură traficul și accidentele de trafic sunt influențate, să spun așa, de calitatea mașinilor folosite? Adică de vechime, de starea lor tehnică? Pentru că nu e un secret, avem multe mașini second-hand venite. Pe partea aceasta acționăm zilnic. Acționăm cu laboratorul mobil de la Registrul Auto Român. Și putem să spunem că avem rezultate. Undeva la 80-85% din autovehiculele controlate, bine că și controlul se efectuează acolo unde avem indicii că sunt probleme, sunt depistate cu deficiențe. Dar iarăși surprinzător este că depistăm autovehicule de producție recentă, de câțiva ani de zile, care circulă fără a avea inspecția tehnică periodică, bine motivată poate că a uitat sau n-a fost atent, care prezintă defecțiuni, nu majore, nu ne referim la direcție, da, la mașina nouă, dar oricum are ceva. La lumini, anvelope uzate, adică sunt conducători auto care își permit o mașină valoroasă, dar nu-și permit să achiziționeze anvelopele necesare. Ceea ce este iarăși un paradox. Eu să completez așa cu cifre. Cumva anul trecut au fost cam 2700 de certificate de înmatriculare retrase pentru defecțiuni tehnice. Deci aproximativ 2700 de autoturisme pe care noi le-am identificat la timp. Câte sunt, nu vă putem spune, dar așa, ca și număr, cam pe acolo ne situăm. Numărul este impresionant.
2700 de mașini? Numai dacă te gândești la timpul necesar constatării, 2700 înseamnă că zilnic aproape aveți. De asta v-am și precizat că acționăm zilnic și acționăm în toate zonele județului. Dar impresionant este și parcul de autovehicule, este în continuă creștere. Dacă mai de mult aveam un autovehicul pe familie, acum avem două, trei, aproape la fiecare familie. Și iarăși trebuie să folosim infrastructura existentă. Bineînțeles că pe numărul meu de WhatsApp primesc tot felul de întrebări și așa e obicei, mai și răspundem la ele. Bine, una eu o adresez, că a venit chiar pe chat-ul emisiunii. Ce atribuții aveți? Că întrebarea este ce ne facem cu acei copii care sunt în intersecții și cerșesc, blochează traficul, mai ales în zona Târgu Neamț, dacă nu mă înșel, de situația asta, acolo la vânători. E în atribuția poliției rutiere așa ceva? Păi, vedeți, în intersecție, pe partea carosabilă, este pieton. Așa. Acum depinde de vârstă dacă îi atrage copii. Răspunderea contravențională sau nu. Eu cred că sunt implicate toate instituțiile statului. De la poliția rutieră care constată poliția locală, o problemă pe partea carosabilă, poliția locală, cerșetoria... Direcția de asistență socială, exact, etc. Exact. Nu este o problemă doar a poliției rutiere. Însă o să verificăm, eu zic că nu avem o problemă pe raza județului cu, în zona aceea, cu acest fenomen. În zona aceea la Cumulești, de secția mare, acolo zilnic sunt, la anumite ore din zi, noi am și filmat, dar nu asta, chiar întreabă doamnă ce, cum putem să rezolvăm, că acolo, într-adevăr, este și un nivel de trafic foarte mare. Noi putem să spunem cam ce pârghii ne oferă legea, că dacă copilașul respectiv nu a împlinit încă 14 ani, putem în să general, luăm nu. Măsura de a sancționa general, părinții, poate pe părinții, anumite abate. Părinții sunt alături, sunt recorne la amenzi neplătite. Da. Adică, dacă are peste 14 ani, cumva putem să-i dăm o sancțiune la jumătate. Ideea este... Dacă stopăm un astfel de fenomen printr-o sancțiune la o vârstă fragedă. Și aici, iarăși, discuția este foarte amplă. Să știți că se fac foarte multe acțiuni și în școli, și acțiuni preventive. Și săptămâna aceasta, în multe instituții, este săptămâna altfel. Și colegii noștri au fost prezenți să le explice celor mici care sunt regulile de circulație. Dar astăzi cumva... n-avem elevi. Ieri am avut. Noi am fi așteptat cu drag la redacție, așteptăm cu drag oricum, pentru că tot am vorbit de elevi. Să știți că îi așteptăm cu drag și de Ziua Poliției Române. Va fi un maraton. O să organizăm un maraton și o să vă anunțăm din timp, începând cu data de 21 până în data de 24 vom fi prezenți și în Roman, și în Târgu Neamț, și în Bicaz, și în Piatra Neamț, alături de, în locuri publice, vă anunțăm. Apropo de vizibilitate. Păi nu, asta ziceam, astfel da. Încât să-i avem pe cei mici alături de ei, le-am pregătit o mulțime de surprize. Luna martie, chiar dacă este o lună de sărbătoare, să zicem, nu doar a femeii. Așa, sărbătorim un nou început. Descultătorul de cuvânt, cum își face, exact. Profită de fiecare minut. Da, profit așa de ocazii, pentru că și domnul Paleu vorbește mult. În luna martie, în afară de faptul că sărbătorim așa un nou început și ne dorim și pentru traficul nemțean să fie un început bun, un început de bun augur, să dăm cumva așa deoparte toate lucrurile rele care hai s-au întâmplat în traficul rutier. Traficul să, rutier, să da. Nu vorbim de alt da, trafic. De alt trafic, corect, traficul rutier. O să avem multe, multe evenimente frumoase la care vă invităm să fiți alături de noi. Deci vorbeam de copii și de cerșetorie, că de aici am pornit. Și doamna care ne-a adresat întrebarea ar putea să contribuie. Știu, să nu mai dea bani. Exact. Da, să nu mai de obicei dea bani. Vin la semafor, unde sunt oprite mașini, ne bat în geam, nu cred că sunt agresivi. Dar dacă n-ar oferi nimeni nimic, atunci s-ar plictisi și ei, ar merge în altă parte. La biserică, la mă rog. Școală, poate în altă, la școală nu. Poate în altă parte. Deci, bun. În partea asta de poliție rutieră, noi nu vrem să fim singuri, ca să nu avem accidente, ca să nu fie probleme, ca să nu stăm ascuns, cum spuneți dumneavoastră, ne ajută toți cei care participă la trafic. Dacă și ei înțeleg și sunt de partea noastră, obiectivul este comun. De să partea ne deplasăm noastră și în siguranță. Într-un final de partea lor, pentru că... Alte întrebări, aveți structură la nivelul municipiului Piatra Neamț, dar întrebările vin în special din Piatra Neamț. Cum se circulă în Piatra Neamț? Sunteți întrebat din punctul de vedere al poliției rutiere județene? Sunteți mulțumit de modul în care se circulă? Dacă lucrurile sunt ok? Se circulă bine.
Să circulă bine, se poate și mai bine, să se poate și mai rău. În sensul în care noi avem, exact cum precizam, aceeași infrastructură pe care o folosim zilnic din ce în ce mai mult, cu mai multe autovehicule, cu mai mulți conducători auto. Să circulă bine deoarece nu înregistrăm accidente deosebite, nu înregistrăm probleme. Ceea ce vor să sublinieze cei care întreabă, cred că sunt blocajele, însă să ne uităm și valorile de trafic ridicate. Să ne uităm și la alte orașe care au aceste probleme și la alte țări europene care întâmpină aceste probleme. Și chiar dimineața ascultam la un post de radio, noi în România nu avem cele mai proaste drumuri. Cine le are cele mai proaste? Nu am auzit cine le are mai proaste, dar din fericire din Uniunea Europeană chiar nu avem cele mai proaste drumuri. Aș apela la dumneavoastră să înțeleagă, să aibă răbdare. Sunt curios cine le are mai proaste ca noi, că mă duc acum acolo. Chiar sunt curios, sincer, mă duc într-o excursie. Să văd și eu drumuri mai proaste ca la noi. Vedeți, dumneavoastră, acum la modul serios. Am înregistrat și înregistrăm din partea administratorului drumurilor investiții masive în ultimii ani. Și aici nu putem nega. Pe drumurile din Neamț s-au făcut investiții, oricine poate să spună orice, dar investiții pe drum. Numai dacă luăm spre Bicaz, spre Izvorul Muntelui, spre toate ieșirile din județ. Aș sublinea faptul că pe drumul național avem două posturi fixe cu camere pentru rovinetă, să verificăm achitarea taxei de drum. Unul la Vaduri și unul la Călugăreni, pe DN15. Spre surprinderea noastră, sunt conducători auto care evită aceste posturi. Nu mai pot acum, că la Vaduri s-a pus o barieră. Știți cum le evită? Își demontează plăcuța cu număr de matriculare, iar la instanță invocă că au avut o defecțiune, i-a căzut și polițistul nu a înțeles. În dotarea poliției rutiere sunt niște terminale. Acum, cum să vă spun asta, mi se pare de acum chiar... Adică e o muncă în plus, cum adică dai jos plăcuța cu numărul. Da, este o muncă în plus, fiindcă taxa de drum este scumpă pentru autovehicule destinat transportul de mărfuri cu trei axe, cu două axe, este o valoare însemnată. Și amenda este pe măsură. Și își permit, poate scapă. În dotarea noastră sunt două terminale de la Compania Națională. Sunt legate la sistem și acționăm periodic și cu aceste terminale pentru depistarea conducătorilor auto care conduc fără rovinetă. Acum implicațiile sunt diferite, una este să circule un ansamblu tir fără taxa de drum și alta e un turism. Însă înregistrăm pe drumurile astea care nu sunt cele mai proaste din Europa, înregistrăm conducători auto care când nu Bulgaria respectă nici legislația sunt asta. Chiar așa de proaste. Unde mai pot fi? Să știți că n-am prins partea aia emisiunii care se referă la drumurile. La drumurile proaste. Facem apel la locuitorii municipiului Piatra Neamț să aibă răbdare, să-și aleagă orele de deplasare astfel încât să nu se mai creeze aceste ambuteiaje. Facem toate eforturile să asigurăm un trafic fluent, să intervenim în zonele care sunt cu probleme. Orice propuneri sunt binevenite. Vedeți unde că putem. Propuneri? Avem. O căutăm pe doamna. Avem adrese de e-mail, se pot face în scris. Noi le verificăm și, surprinzător, pot să apară idei foarte bune de la cei care sunt implicați direct, care sunt în trafic. Intervenim cu dirijarea, în colaborare cu poliția locală, cu partenerii noștri. Însă, vedeți dumneavoastră, degeaba venim cu un număr de 4, 7, 8 polițiști care să dirigeze dacă noi avem o coloană pe 3 km. Efectiv, nu avem unde să-i îndrumăm. Iar cei pe care vrem să-i ajutăm, să-i dirijăm, spun, nu, domnule, nu mă obligați să fac stânga, că eu vreau să fac dreapta. Și aici e o altă problemă unde conducătorul auto nu respectă semnalele unui agent de circulație. Bun, dar acolo lucrurile sunt clare. N-a respectat semnalul, intervine sancțiunea, nu? Intervine sancțiunea, dar iarăși blochezi drumul. Traficul, polițistul care trebuie să facă dirijarea, să ajute mai mulți participanți la trafic, trebuie să ocupe de conducătorul auto care nu a respectat, sau alt polițist să vină, să intervină și folosim resursele în mod ineficient.
Și să știți că polițiștii rutieri chiar nu sunt așa de răi pe cât îi zugrăvește lumea. Chiar își dau silința. Vreau să țineți cont că poate un polițist rutier într-o tură de serviciu de 8 ore oprește cam câte autoturisme. Stă de vorbă cam cu 50-60 de conducători auto, fiecare la rândul lui. Numai atâția în 8 ore? Zic și eu. Poate. Poate că sunt și acțiuni și... Exact. Da. Din statisticile noastre... Și sunt 2 pe un echipaj. Mă refer așa, cam în medie. Cam avertismentele au crescut în ultima vreme în defavoarea amenzilor. Și ca să mai oprim un mit, să știți că nu avem și n-am avut un target de amenzi. Într-adevăr, este un indicator care se cuantifică în performanța muncii. Adică, la un moment dat, când se face evaluare, se vede, dar nu se ține cont dacă este sancțiune în lei sau ca și avertisment. Este considerată tot sancțiune, indiferent ce sancțiune se aplică. Asta și sancțiune se direcționează pe cauze. Avem accident cu pieton, pe sancționăm pietonii. Trebuie să disciplinizăm. Bine, cine înțelege poate să fie și cu avertisment, dar vedeți, imaginea este nevoie de folosirea forței, de nu spun, nu se legitimează. Acolo se duc sancțiunile poliției rutiere. V-am spus că au crescut avertismentele. Lumea înțelege, nu este nevoie să recurci la sancțiunea amenzii. Poți să aplici sancțiunea avertismentului. De asta folosim încă agenți de circulație. Nu pot fi înlocuiți agenți de circulație, camere fixe care constată abaterea și o trimite prin poștă. Apropo, ce e cu proiectul ăsta avem, cu camerele fixe care se vor că intră în vigoare? Este în curs de implementare, o să intre în vigoare. O să intre în vigoare, nu suntem prinși județul Neamț, sunt autostrăzi naționale, nu sunt pe raza noastră. Deci cumva puteți respira, puteți respira ușor. Dacă vă referiți la programul național, în momentul în care camera... Și mă gândeam, odată cineva a făcut o experiență, pe vremea când funcționau acele camere, țineți minte, și spre Bacău, spre București, și a plecat de la Piatra Neamț să ajungă în București și și-a propus să respecte viteza legală întru totul. Deci, cât era peste tot. Cred că știți în cât timp putut să ajungă la București. Eu știu cu cineva care a ajuns la Iași. Care a făcut traseul cu Iași. Respectând întru totul viteza legală. Nu, când a plecat, avea o ședință, trebuia să ajungă la o oră fixă și întârzia și când s-a întors, s-a respectat. Și a fost diferența la un drum de Iași de 20 de minute. Numai 20 de minute? Acum, dacă m-am mințit, vă mint și eu pe dumneavoastră, dar cred că a avut dreptate. Eu cred că până la București, diferența este un pic mai mare. Este mai lung traseul. Da. Este mai mare, într-adevăr. Da, asta e. Ne apropiem de final. De fapt, este finalul dacă mai e nevoie de o concluzie, pentru că mai sunt multe lucruri de discutat. Pe exemplu, aș fi vrut să discutăm despre zone cu accidente în județ, în care sunt probleme. Zone în care constatările pentru conducerea sub influența alcoolului sunt... Îmi spunea cineva, chiar din poliție, zice, domne, a fost o acțiune undeva într-un sat, așa mai spre munte, într-o comună mai spre munte, când ne-am speriat. Deci, când am văzut ce am constatat dimineața la ora 9. Deci lucrurile astea poate așa mai conștientizează unii ce se întâmplă. Zonele cu accidente majore. Apropo, la Girov am mai avut accidente majore? Nu am avut Girovul, dacă vă referiți la intersecția între drumul național 15D și drumul județean, exact. 156, deși a fost denumită intersecția morții, noi acolo am avut 2 accidente mortale, cu 3 persoane decedate. Datorită amenajărilor, a fost punct negru. Punctul negru definit la noi ca o zonă unde se concentrează 10 accidente, cu cel puțin 10 accidente grave, cu cel puțin 10 persoane rănite grav sau decedate, pe un kilometru în decurs de 5 ani. Și de un an jumătate, chiar de aproape 2 ani, nu mai este punct negru la Girov. Era singurul punct negru de pe raza județului și nu mai este punct negru. Cred că am mai avut undeva când, înainte de Roman, acolo în curba aceea de la Felestra, cum se chema la un moment dat. La Dulcești, undeva acolo. Nu, punctele negre au fost pe zona română, pe DN2, la Secuieni, la Horia, la Traian. Și au dispărut. Pe zona, pe 15D, unde spuneți, la Dulcești, au fost niște probleme, tot datorită vitezei. S-a instituit limitarea la 50 la oră, dacă știți, la ieșirea din Dulcești până spre Ostruter. La fel, și s-a intervenit partea administratorului drumului când s-a refăcut stratul de asfalt și nu am mai înregistrat probleme. În schimb, înregistrăm viteze și acolo, viteze mari. Eu zic să facem
legislația, codăștea care fac mașini, se pună, băi, nu se mai circulă decât cu maxim atât. Și am rezolvat problema. Mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Chiar mă bucur că ați venit și am putut discuta liber toate lucrurile astea. Vă mai aștept. O să vă mai facem invitații, dar atunci o să venim cu o chestiune. Deci, hai să vedem zonele. Hai să vedem ce se întâmplă. Hai să luăm un caz, după o acțiune mai mare, să ne întâlnim și să tragem învățămintele de aia. Și dumneavoastră și noi. Până la urmă, așa merg lucrurile înainte. Oameni buni, asta a fost emisiunea de astăzi, să aveți un weekend liniștit, să nu vă întâlniți cu domnii în trafic sau dacă vă întâlniți, doar să vă salute. Și în rest, cele bune, multă sănătate, să ne vedem cu bine luni. Luni, astăzi este în 3, mai avem câteva zile și vine 8 martie. Nu știu la ce v-ați gândit când am spus că mai avem câteva zile și ce așteptați. Ne oprim aici. Mulțumim.